Bea până când vreau. Nu, măi, Alexandre. E, mă, nu. Măi, Alexandre, mă, din cauza ta, o să ajungem, vai, de capul nostru. Hai, lasă-mă, te rog eu frumos, îmi place. Nu mai da cu piciorul în masă, că așa mi-ai spart asta de la pat. Băi, băiatule, nu mai da, că așa mi-ai spart asta de aici și adânc casă. Vezi tu ce păcești când a venit actul. Ei, ce faci când vine actul? Ajunge că spargi masa. Ei, mă lași în pace, te rog eu frumos. Că pe urmă... Ei, na, iau. Doamne. Ce facem, Alexandre? Ce să uite, stăm, uite așa, iau. Dă-mă așa, iau. Ia de ce de așa la cuțitul aia mână? Și de ce e nervos? Bă, vin de la aparat. Și de ce ai băgat banii la aparat? Că așa vrei. Că așa vrei da, tu? Da, îți place când câștig? Păi și ce ai câștigat? Cum ce-am câștigat? Azi am pierdut, dar mâine câștig de te... Mă, ce s**t ai câștigat? Uite, te rog frumos să pleci de unde ai venit, dacă n-ai... Păi dă-mi tu bani să plec! Păi nu, am vrut să mă duc la produs, să duc bani. Du-te la produs, dă-te. Băi, știi care-i treaba? De eu când am câștigat 25 de milioane la aparate? Și mi-ai dat mie, ai băut tu da, cu toți ego și te și gentilii tele care ai băut. Nu ți-am dat fă-ție bani, ți-am dat 20 de milioane. De-a venit acasă, de-a dat lui mama, de-a plătit telefonul mama. Păi ai dat lui Mata. Păi și nu i-am dat în casă. Și-a îmbrăcat. Mi-ai dat mie fân bani? Păi și mie ție, nu ți-a luat fân, nu ți-a luat fân, te-a îmbrăcat fân, te-a încălzat fân. Nu mi-ai luat nimic, nu mai minți atât. Cum nu ți-a luat nimic? Ăștia ce e Adidas și ăștia ce e aici și a blugi? Ce e faltea? Nu e cumpărat de tine? Da, dar cine, mă, cine ți le-a cumpărat ție? Eu mi le-am luat singură pe banii mei. Bagajul și pleacă. Să știi, că mi-e frică de tine în soară, te găsește-ți alta. Panarele din alea care ai tu. Vezi seara că mi-aduc 5 femei acum în casă? Cine mă să uite la tine, alcoolistule, bețivule, urâtule care... Ia ești pe drum tu și întreabă lumea să vezi câte femei. Cine, bețive de alea ca tine? Bețiv nu contează, care mi-aduc. Are copii? Să-ți arăt că mi-aduc. Bă, taci din gură. Fă, ți arăt că mi-aduc. De-alea, bețive de alea, alcooliste, de-alea, ți arăt că mi-aduc. Du-te mă și adu. Păi, pe fiecare zi tu te uiți mă la televizor, nimic nu faci. Bine, lasă că te arunc și o sticlă acum afară. Ce să arunc ăsta acolo și să te bat? Mă, nu fac, acum arunc pe tine. Vrei să te bat? De ce vrei să arunc ăsta pe tine? Vrei să te bat? Pune-l acolo și imediat te bat. O arunc afară. Fă, n-arunc nimic. O arunc afară. N-arunc nimic dacă te bat. Nimic n-arunc. Na. Vrei să arunc și o caneta cu apă pe tine? De ce să arunc caneta pe tine? Vrei să arunc? Arunc-o pe tine. Uite, o cană cu apă pe tine. Păi arunc eu să te trezești tu. Fă, te bat. Mă bate, mă. Te-ai m***, mă, te dai aici așa că te bat. N-ai tu voie să-mi aduci că de vin acum te și-mi cumperi 2 sclă de vin. Da, să mă duc acum, să-ți cumpăr. Păi ne auzi, te auzi acum și cumperi 2 sclă de vin. Vin într-una beat și nu te mai suport. Deci nu vreau să mai bei. Hei, dar acum colo, încă 5 ani, vin nu mai bea. Ești foarte umil, ești foarte violent când bei. Da, fă, vrei să te bat? De ce să mă bat? Păi fii atent că plec, îmi iau bagajul acum și plec la mama. Și rămâi trecut cu băutura ta, handicapatule care ești. Te rog frumos să pleci la mata imediat, ia-ți bagajul și pleacă. Aburii alcoolului nu deschid calea către o discuție omenească. Liliana ar trebui să-l lase pe Alexandru să se trezească din beție. Lasă-mă. Ia uite, ți-ai luat un masaj, numai de astea ți-ai cumpărat. Hai, ți le iei și pleci de aici și ia la măt. Așa faci, nu? Ia uite, și-a luat nebunia. Spray-uri, parfumuri. Da, asta mi-ai făcut fă și mie, uite că fata e de dimineață. Mă, dar de ce n-arunci și vinul ăla în pahar și mi-arunci mie? Nu, fă, uite pe zar, beau, iau. Bea-l, mă, bea-l până mori. Poate mori așa să scap de tine. Ce te-ai luat fă aici? Uite, nebuna, bă, ce și-a luat, și-a luat de-astea. Cine ți le-a luat fă aici? Pe banii mei, ajutorul meu. Cum fă pe banii, banii care i-am luat eu de la ajutor? Cum fă pe banii tăi? Ți le-a luat banii tăi? Da, mama mi-a luat. E, d***, cum să fii? Cu bura ta. Ia uite, ia uite, alcoolistul cum faci. Alcoolistul. Îți iei vopsea, ia uite. Îți iei vopsea de păr. Ți-am luat Adidas și-am dat 1 milion pe ei. Ți-am luat blugi, ți-am luat toate alea. Lumea, păi și trebuie să mi-ai, că ești bărbatul meu, da? Eu de ce te spăl și-ți fac mâncare? Îmi dai 500 de mii și scoți ochii de când am câștigat cu ea 200 de mii, 25 de milioane. Eu nu sunt ăsta nebun, cum care cu capul, mă, pleacă de aici. Cum a fost, fă? Trebuie frumos să pleci. Fă! Să ieși gura în ta să-ți ții. Ții cu minte. Handicapatule care ești cu capul. Ia uite, stai cu minte. Fă! Te! Fă! Păi tu ridici mâna la mine? Te nenorocesc? Ia, să fii tu de jegoasa drept. Bine că vezi. Mi-ai făcut o cafea de ei, de larte. Și tot aici e. Am și o țigări, am și o ce să mănânc. Păi de ce să-ți fac? Ai mâncare, ai o grămadă de alea. Nu vreau să mai fac nimic. Mi-ai făcut și mie ceva să mănânc. Nu-i mai bea tu, atunci ce-ți fac? Ce fac? Nu-i mai bea. De ce? Păi, ia să-l poți să plec. Hai, ia tot aici și aici pleacă la mătă. Mă, lasă-mă că plec. Păi, pleacă acum, hai. Uite așa, pleci la mătă, uite așa. Cum ești tu acum, pleci la mătă. Hai, ieși afară și pleacă la mătă. Ești nesuferit, nu? Pleacă! Să nu mă iei! Să pleci de aici, fie a d***a!
tu să fii. Plec, mă, cu noi, vrei, eu nu cum vrei tu. Bagajele de aici să pleci. Nu vreau să plec acum. Rodica se întoarce de la serviciu la momentul oportun. Altfel, cine știe cât ar mai fi stat Liliana prin curte. Ce cu tine fai stat aici? Păi dacă Alexandru s-a îmbătat și m-a dat afară de cum mă bate. Nu știu ce a făcut în casă, iar a băut. Păi iar, și cine de unde a avut bani să bea iar? S-a împrumutat iar de bani, ca de obicei cum face el mereu. Cine ce a făcut aici? Ce să fie, bă, dacă asta nu stă cu minte? Auzi că eu nu cum s-a cu minte. Cu minte? Păi uite, mi-a aruncat berea, mi-a aruncat vinul, mi-a aruncat tot aici și adun casă. De ce, mă, Alexandre, ai făcut treaba asta? De mi-ai făcut numai panoramă în casă și... Panoramă? Și râsul ăsta ce a ajuns casa mea? Gata, vă rog eu frumos, lăsați-mă. Să audă lumea, să audă toată lumea, mă, panoramintele, mă. Vă rog eu frumos, lăsați-mă. Ce să te las, mă, ce să te las? Oru o iei și pleci de aici la masa, mă. Să pleci, mă, iar, mă. Mă, alcoolistul, mă, mai nenorocit casa, mă, ia uite ce mi-ai făcut aici, mă. Pe mine. Te rog eu, mă, lași. Cum să te las? Lasă-mă în pace. Du-te de aici, că ne-am săturat, tine, ne-ai făcut râs în tot sacul. Du-te, bă, băiatule, alcoolistule. Lasă-mă. Du-te, mă, râsule, mă. Te rog eu frumos, lasă-mă. Dacă nu îți convine, eu ți-am zis, du-te la Leana. Să te ție și Leana, cum te-am ținut eu cu tatu atâtea ani. Bă, dă rupe. Cum adică, mă? Ce e, bă? Ia lumea, dă-mi mă, băiată, cu minte, mă! Cu minte, bă, stai, mă, cu minte! Stai, mă, du-te dreapta de aici și așa, du-te pe timp! Nu mai stai în casa mea, tu ieși și pleci de aici, mă, că m-ai făcut de râs! Ai înțeles? Mă, mai că dacă nu te uiți la tine, mă, ce față ai, mă, de alcoolist! Reacția lui Alexandru la acuzele mamei lui dovedește că acestea nu sunt tocmai neîntemeiate. Ți-ai drumul și pleci, că nu ești numă de nimic, mă. Ia, vă spun, mă, ce urât ești. Alții te ar focul să te arză, te n-ai nenorocit toată. Nu mai e nimic ce să mai beau și eu. A, păi, dar da, ce, ce să mai bei? Ia uite, băutură, dar mâncare nu e aici. Păi vedeți, dacă nu mai am eu bani să vă iau, așa-mi place de tine cum mi se beau. Nici nu mai am, că nu se știi că ți-am luat. Ia, am avut la fel, ia uite ce mi-a făcut aici. Ți-am luat o cutie mare de aia de bere ca să bei tu alcoolistule. Îmi place când mi se beau. Dar ce mai ai bei? Dar ce? Ai, spune pe tine, măi. Îmi pare rău că te-am luat. Aolea, mai cât ai cuminte, mă, băiatul. Stai cu minte, Alexandre, că o omoare. Alexandre, asta e femeie. Mă, mă, zare, pleacă de aici. Dă-le dracu de zdrențe, dar purceaua aia a mâncat și ea? Nu i-am dat. Pe de ce? N-am vrut să mai fac nimic și nu mai fac nimic acum încolo. Nu vreau decât să plec la mama să mânsați toți în pace. Să pleci la mătă, da. Dacă pleci, fii atentă că să fac smid, mă, vii. Și să știi că nu mai pot eu. Așa, nu mai vin. E, să știi că... E, păi, dar normal. Jec dă-i belea, parcă ai spălat în mână. E, și nu-ți convine, fă-ți. Dacă tot nu face nimic, Liliana ar putea măcar să-l mai îmbuneze pe Alexandru. Păi du-te după el, că tu ești bună de dastea. Nu mă mai duc. Să nu faci nimic, ca să vii să stai. Uite bre, păi dar tu îl faci. De ce bre-l fac eu? Dacă se duce la muncă, dai telefon după el. Vino acasă că umbli cu femei, Alexandre. Păi și nu e așa, că umblă cu femei, păi să aleagă ori eu, ori cu femei, libătura. Să aleagă, lăsați-mă în pace, vă rog eu frumos. Nu, mai lasă că plec. Că nu ești nici tu bună. Vin de la muncă la 4, la 5, la 6 și tu... Tot așa te găsesc. Ai făcut ce ai făcut? Ce dracu ai făcut? Scoate de mână și o farfurie, măi, fată, mă. Ce te-o fi învățat, mă, toată viața? Nu știu, măi, bine, fata. Bine, dar m-a dat când erai tânără, toate alea făceai. Păi, dar normal, da, dacă nu eram bună, da, nu făceam, nu că făceam. Că te-ai iubit soartă, și nu munceam până acum. Din contră, că nu m-a iubit, că eu am fost vrednică, eu am făcut. Să vedem dacă mă dar ține și pe băiatul meu. Păi, dar nu vreau să-l iau la mamă. E, nu știu, faci cum faci și te duci fetitul la măta, da? Nu sunt obligată să vin tot eu să-ți fac mâncare, tot eu să-ți spăl vate, tot eu să-ți fac. Acum tu te duci să faci mâncare. Tu te duci cum n-am, eu de altă dimineață mai fac eu la mâncare. Da. Vă fac și mâncare. Hai, dă-i drumul. Păi ce să facem? Altceva nu mai avem de făcut decât să facem vouă. Da, păi, să faci mâncare, dar ce mâncare te-a învățat mânta să faci? Rodica o lasă pe Liliana să stabilească meniul și se duce să-și dojenească fiul. Mă, Alexandre, e frumos ce faci tu aici, panorama asta cu nevastă. Da, e frumos. De ce? Uite așa că am vrut să beau și care e problema voastră. Cum, Alexandre, mă, de câte ori zic maică să nu mai bei? Tu ești copil. Mă lași în pace? Beau până când vreau eu. Nu, măi, Alexandre. E, mă, nu. Măi, Alexandre, mă, din cauza ta, o să ajungem vai de capul nostru. Măi, lasă-mă, te rog eu frumos în pace. Nu mai da cu piciorul în masă, că așa mi-e spart asta de la pat. Băi, băiat!
băiatule, numai dacă așa mi-ai spart altea de aici și adânc casă. Vezi tu ce pătești când a venit actul. Ei, ce faceți când vine actul? Ajunge că spargi marta. Ei, mă lași în pace, te rugă. Că fă urmă. Ei, na, iau. Doamne. Ce facem, Alexandru? Ce să uite să mă, uite așa, iau. Dă-mă așa, iau. Ia nu mai îl chem pe tactul. Unde așa? Mă, băiatule, îl chem pe tactul acasă, mă, praful să aleagă de tine. Mă lași în pace, lasă-mă. Să te mănânce cancem și spital, la. Da? Așa. Hai, afară! Du-te, mă, de aici. Ce fac bolă, dar cum ești afară de aici? Du-te, mă, de aici, așa, că nu iese eu afară. Ești, hai, te rog eu frumos, toată lumea de aici și din camera asta, pleacă și din casa asta, hai. Da? Afară! Sparge geam. Afară, toată lumea de aici și nimeni nu mă îndrăjează pe mine.